Dacă de obicei mirii sunt cei care îi surprind pe nuntași, de data asta însurății au fost ademeniți într-un complot pe cinste. În acest weekend, echipa Verandei și artista Ludmila Bălan și-au unit forțele pentru a oferi unui cuplu o nuntă de vis. Așa că tradiționala serată a fost transformată într-o adevărată petrecere de suflet. Dragii mei, este pentru prima dată când fac o surpriză la nuntă. Serios, n-am mai făcut asta. Chiar am emoții. Dar dacă a vrut sora Miresei să fiu eu surpriza la această nuntă, trebuie să o fac. Dar o fac cu mare drag. Chiar acum aud că mă anunță. Of, Doamne! Într-un ceas bun! Haideți! Mergem încetişor. Pentru că astăzi seara este la noi Tanti Ludmila! Îi mai spun Tanti Ludmila Show! Într-adevăr, atmosferă deosebită în jarele voastre! Bună seara, bine ați venit! Pe chipurile proaspeților însurăței se putea citi ușor fericirea, mai ales atunci când artista le-a presărat cu dedicații melodioase în versuri. Când erai copilă, o rugai pe zeie, a poveștii filă, nunta să o încheie. Și un prinț, de mână cu a lui prințesă, voaluri de lumină, stelelor sățese. Cântecele i-au ridicat pe toți de la mese, iar mirii au trăit fiecare moment în parte. A fost extraordinară, pur și simplu nu mă așteptam. A fost o chestie, like, wow! Pentru că eu când eram mică, țin minte că mă uitam tot timpul la poveste de seară și când a apărut Tanti Ludmila a fost ca un vis împlinit. Deci m-am simțit foarte importantă și a fost o surpriză extraordinară. Eu sunt molto contento e felice che Don Ludmila è venuta qui da noi. Sono emozionatissimo, contento. Grazie, 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 grazie. Bravissima. Mulțumesc frumos la emisiunea Veranda că mi-au găsit-o pe Tanti Ludmila și mi-a ajutat să fac surpriza asta surorii mele. Complice la nuntă a ajuns să fie nimeni alta decât Clara, sora Miresei, cea care a pus la cale acțiunea cu mult timp înaintea marelui eveniment. Ideea a venit din momentul în care, ok, ei ne-au spus că se căsătoresc și am vrut să le fac o surpriză extraordinară, ceva inedit. Ok, și am zis, bun, hai să fac, dacă o fac în Moldova, vreau să invit un cântăresc, de fapt. Și am zis, dacă o fac în Moldova, invit pe cineva din Moldova. Și invit pe cineva special la care ea, pe care a iubit de când era mică, în afară de părinți, desigur. Pentru ea, Tanti Ludmila era ca o zeiță, care noaptea, seara, înainte de culcare, asculta poveștile ei, cuvintele ei dragi și ei... Era ca un copil care când îi spunea mama noapte bună și fuguța la culcare, ea mergea să se culce. Tanti Ludmila pentru ea, într-adevăr, era ca o zeiță. Vă mulțumesc frumos că ați găsit-o pe Tanti Ludmila și am făcut surpriza aceasta surorii mele. Apariția artistei a fost o surpriză deosebită, atât pentru miri, cât și pentru ceilalți invitați. Oh, it was gorgeous. The married people are so happy. So yeah, it was a very good surprise. Thank you very much. Sincer, eu nu știu, sunt sigură că Mireasa a rămas fără cuvinte, dar și noi toți am rămas. Eu personal am fost foarte frapată de așa surpriză. Doamna Ludmila nu vede când era micuță așa. O surpriză extraordinară, pentru că fiecare din noi o avem pe doamna Ludmila, Tanti Ludmila, undeva un locușor mic, dar frumos în sufletele noastre. Și a reînnoit niște sentimente calde, frumoase din copilăria noastră. Iar povestea voastră astfel se încunună.